Bună! Sunt Lucia Gavriliță, expertă în nutriție certificată internațional, iar astăzi voi demonstra cum se prepară un smoothie verde corect, delicios, dar și sănătos. Pentru aceasta avem nevoie de câteva grupe de alimente, să zicem așa. Astăzi, pe postul de aliment frunzos, frunze, vom folosi pătrunjelul. Puteți folosi absolut orice plantă care, de la care puteți să consumați frunza și voi enumera câteva, deci țelena, mărarul, cale, oricare frunză care o vedeți crescând în grădină sau pe care o găsiți în supermarketuri, iar la fel, pentru a-i da o bogăție și mai mare, puteți folosi și frunzele sălbatice, cum ar fi purzica, păpădia, iarba grasă, pătlagina, tătăneasa, iarăși este o frunză foarte, foarte benefică, dar să știți că și frunzele rădăcinoaselor sunt foarte bune. O cercetare recentă a adus la cunoștință populației că în frunza de morcov se găsește de 20 de ori mai multă vitamina E decât în rădăcină, decât în morcovul propriu-zis. Deci, folosiți cu îndrăzneală frunzele. Un mic detaliu ce ține de smoothie-ul verde este că frunzele trebuie schimbate sau de fiecare dată, dacă optați pentru o masă de dimineață din smoothie verde, să fie la fiecare 3 zile folosită o altă frunză, pentru că frunzele au proprietăți de a acumula sau de a crea oxalați în rinichi. Pe post de fructe, fructele iarăși este un grup de alimente pe care îl folosim pentru a-i da o savoare aparte aceste băuturi și pentru a ne crea și senzația de satisfacție. Noi vom folosi fructele semidulci, se potrivesc kiwi, ananas, perele, prunele, absolut tot ce crește în această zonă. Merele verzi la fel sunt foarte potrivite, iar pentru a-l face cu adevărat delicios vom folosi și banana. Banana îi conferă și o consistență foarte cremoasă și foarte plăcută, mai ales în cazul copiilor. Iar noi, adulții, dacă este o smoothie pentru adulți, putem să nu folosim neapărat banana pentru că are un indice glicemic foarte ridicat. Și mai ales celor cu diabet zaharat, vă recomand să nu folosiți banana. Un pic de lămâie pentru a-i da așa un gust dulceafrișor, un strop de sare pentru a ajuta băutura noastră să devină una cu adevărat electrolitică și pe post de grăsimi bune vom folosi inul. Nu vă recomand să folosiți alte grăsimi cum ar fi grăsimile din nuci, pentru că în felul acesta produsul nostru sau mâncarea noastră nu va fi una care se încadrează în lista de băutură tonifiantă și detoxifiantă, dar deja se va încadra în lista băuturilor proteice. Deci, dacă doriți o băutură proteică, puteți să folosiți nuci și alte semințe oleaginoase. Dacă doriți această băutură să o consumați de dimineață, vă recomand cu tot dragul să folosiți inul. Deci, procedem la treabă. Punem la fel jumătate de litru de apă într-un blender. Folosiți un blender puternic, de fiecare dată repet lucrul ăsta pentru că ne dorim o consistență plăcută și ne dorim ca să nu avem pe urmă grija spălării dinților. Putem să folosim frunza din abundență. În general, pentru un smoothie ideal se folosește 3 pătrimi din volumul vasului în care noi preparăm smoothie-ul să fie frunză. După care vom folosi și fructele. Cred că am pregătit eu astăzi prea multe fructe pentru un smoothie așa cât de cât lichid, dar o să vedem ce o să iasă. Îmi place foarte mult să gătesc, de fapt, gătesc la ochi și lucrul ăsta nu este neapărat cel mai recomandat, dar să știți că funcționează, mai ales când avem timp puțin. O să rotim la turație maximă nu mai mult decât un minut jumate.
gata. De obicei este bine să avem o consistență cremoasă, dar nu prea groasă, pentru ca să fie plăcută și atunci când dobeam. Ideală, deci băutura, dar și mâncarea ideală pentru diminețele noastre grăbite. În doar un minut și jumătate puteți să preparați un dejun sănătos pentru întreaga familie, îl puneți la borcanaș sau la sticluță și îl dați să fie consumat pentru mai târziu, pentru că pulpa din legume și frunze activează ca un conservant pentru sucul obținut, de aceea el va fi bun și nu se va oxida pe parcursul întregii zile. Este tonifiant. Frunzele verzi ajută oxigenarea sângelui, pentru că aportul de clorofilă vine către celulă cu încărcătură de oxigen, vă face celulele mai sănătoase și rezistente tuturor problemelor din afară. Deci, îl recomand cu drag. Iar dacă v-a plăcut acest video, subscrieți acestui canal, împărtășiți cu cei dragi și nu uitați, sănătatea este o alegere. Alegeți să fiți sănătoși!